Și ne imaginăm că prin de sus primim energie prin canalul central, prin Sahasrara și o direcționăm între palme. Imaginăm că formăm aici o sferă energetică, sferă luminoasă. O construim și o fortificăm cu fiecare respirație. Iar când sfera a prins contur, o simțim că a prins putere, forță, formă. O putem duce efectiv, dar nu mai important mental, să o ducem în abdomen, în ombilic. Și simțim cum s-a activat, cum a adus această energie în interiorul ființei noastre. Cum s-a activat umbilicul energetic. Și de aici ne imaginăm cum formăm un canal energetic, un cordon energetic cu mama pământ din umbilic, pleacă în pământ și pătrunde până în mijlocul pământului. Putem imagina ca un cordon, ca un râu, ca un canal energetic. Mai mic sau mai mare, fiecare cum îl imaginează, și prin care ne punem intenția de a ne hrăni, de a ne armoniza, de a echilibra toate sistemele, toate planurile ființei noastre. Și pe inspir, tragem din acest vitaminele de care are nevoie corpul nostru. Pe inspir trag și pe expir distribuim în tot organismul. Repetăm de câteva ori tot ceea ce avem nevoie. Și răspândim, echilibrăm. După care inspirăm și tragem toate elementele necesare pentru sistemul osos, energia, hrana. Distribuim pe expir în toate oasele, în tot sistemul osos. Apoi ne punem intenția pentru a hrăni sistemul nervos. Inspirăm, atragem această energie și o distribuim în nervi, în canalul central, în creier. Da, inspirăm din nou și punem intenția pentru a aduce hrană, energie pentru toate celulele, pentru toate planurile, toate sistemele organismului nostru. Și pe expir distribuim, armonizăm, echilibrăm. Iar după ce am încărcat și am echilibrat toate corpurile, toate sistemele, ducem atenția în centrul inimii și din inimă ne
Exprimăm mulțumirea, recunoștința pentru Mama Pământ, îi trimitem iubirea și grija noastră, admirația, respectul și transmitem raze de iubire. Și ca după fiecare practică, nu uităm să încheiem cu o scurtă rugăciune de mulțumire și de recunoștință pentru energia primită, pentru darurile primite, și ne împărtăși beneficiile cu ceilalți, cu lumea și de a ne folosi pentru evoluția noastră. Și când sunteți pregătiți, fiecare ritmul lui, revenim ușor și deschidem ochii. Cum sunteți? Cum ați experimentat? V-ați hrănit? Minunat. Harry Potter. Foarte bine. Vitalitate la Mihaela s-a dus până în chakra coroană. Ok. Bun. Oboseală sau relaxare profundă. Dar nu e foarte bine. De fapt, asta înseamnă că a funcționat și că a vindecat. Deci ultimul pas este când mă concentrez pe inimă și ofer Mamei Pământ iubire. Da? Exprim mulțumirea și recunoștința. Bun. Mergem mai departe. Sunteți pregătiți pentru surpriză? Și că Simona, sistemul nervos avea nevoie de așa ceva. Da, e o practică utilă. O să puteți relua voi acasă, pe cont propriu. Nu știu dacă o să mai avem timp să-l reluăm pe acesta, probabil că nu, că deja avem încă foarte multe de făcut. Și mergem mai departe, o să-l invităm pe Cristi să ne vorbească câteva minute despre, o să spun la sfârșit și despre suportul de curs, materiale și așa mai departe, tema pentru acasă. Discutăm despre un subiect un pic controversat, sau cel puțin așa este perceput în societate. Este un subiect foarte important, ține foarte mult de puterea personală, este sursa sau baza pentru o energie foarte importantă, o energie creatoare, o energie pe care dacă o epuizăm sau o utilizăm fără sens, ne poate priva și ne poate reduce foarte mult puterea personală, controlul de sine, ca orice alt viciu sau dependență sau orice altă stimulare de dopamină, cum discutam mai devreme, pe care dacă învățăm să o utilizăm, să o transmutăm, este calea către geniu, calea către evoluție foarte accelerată și are foarte, foarte multe beneficii. Bineînțeles, sunt foarte multe păreri legate de tema asta. M-a dus un expert care, Cristi, e fascinat și e interesat, practică și studiază acest domeniu de foarte mulți ani. M-a spus că am învățat și eu multe de la el, așa că
Da, Cristie, face multe practici și are cursuri și programe foarte utile și foarte bune, așa că îl invităm să vină alături de noi și să ne împărtășească un pic despre, să deslușim un pic misterele, taburile, miturile legate de acest aspect care face parte din noi, nu-l putem neglija sau nega. Cum îl folosim? E important? Nu e? Care e perspectiva ta, Cristi? Salut, salut Drago și vă salut pe toți și mă bucur că petrecem așa o zi frumoasă împreună. Mulțumesc, Drago, și în primul rând aș vrea să știu dacă pot să logistic așa, dacă pot să share-uiesc un slide, pentru că am un slide de pe calculatorul meu și dacă pot înregistra această parte. Să-mi spui tu, Dragoș. Da, uite, te-am făcut presenter și acum poți să Ok. preiei și poți să vezi că ai căsuța aceea de share, Da, e am văzut-o, iconul da, sigur. acela și poți acolo să încarci o prezentare sau un slide. Sigur, da, bine. Și încă o întrebare, câte minute avem la dispoziție? Păi, să zicem 30, așa cu 30 generozitate. de Hai să vedem. minute. Dar cum simți, cum vrea Ok. și grupul, cum Bine. Bine, simți în tu? regulă. Da, Cum da, da. Deci decurge, e da? Nu 1 și te... 20 până la aproximativ 1,50. Bun, Cam am așa. înțeles. Haideți să începem. Ceau la toți, nu știu, eu nu vă aud, vă văd scriind din când în când aici pe chat. Mă bucur că sunteți prezenți și mulțumesc, Dragoș, pentru invitație. Chiar m-a bucurat să fac asta. Îmi place să fiu activ în perioada asta, chiar dacă nu avem multe lucruri în exterior de făcut, dar se pare că online se întâmplă în continuare. Ce să zic, subiectul ăsta e foarte, foarte puternic. Și uite că imediat Mirela și Mihai spune nu se vede, da? Nu știu exact ce înseamnă asta, de ce nu se vede. Ia să vedem, Dragoș, dacă îl facem să se Eu vadă. am scos eu prezentarea mea, vezi dacă pot să o încarci acum. Ah, ok, în regulă, da. Da. Ok, gata. Hai că a apărut. Suntem aici, da? Da, ok. Da, bun. Și tema noastră este despre cum să folosim dorința sexuală pentru evoluție spirituală. Da, e un subiect interesant și fascinant. Pot să vă spun câteva cuvinte la început, pe scurt, cum mi se